Stimți auditoriu, dragi studenți, sunt al treilea vorbitor și colegii mei s-au referit la sentimente pe care le trăiesc și eu în acest moment. Nostalgie pentru timpul care a trecut, de când eram și eu în postura de a fi absolventă a Academiei de Muzică, pe atunci Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima. Pe de altă parte, bucurie pentru că văd aici o mulțime de tineri care au fost pregătiți în instituția noastră. În acest moment festiv și, așa cum spuneam, încărcat de emoție, eu vă invit să faceți o introspecție, să faceți o întoarcere în timp, să vă gândiți la momentul în care v-ați decis să veniți să dați admitere la Academia de Muzică și mai ales la ziua în care v-ați văzut numele la afișierul instituției și alături de numele vostru reușit, admis. A fost, cred că, pentru fiecare o bucurie imensă. Vă rog să vă readuceți în suflet această bucurie, să o purtați cu voi de-a lungul drumului lung pe care îl aveți de parcurs de acum înainte. Să adăugați la bucuria aceasta și bucuria de a fi absolvenți ai unei instituții de prestigiu, faptul că numele vostru se va scrie de acum în cartea de aur a absolvenților noștri, care numără nume importante, interpreți, compozitori, muzicologi, dirijori, iar numele voastre sunt în lista absolvenților Academiei de Muzică alături de acestea. Să cinstiți această listă a absolvenților, să fiți convinși că Academia de Muzică vă așteaptă totdeauna cu brațele deschise. Sigur, vă așteptăm în toamnă la examenul pentru ciclul de master. Poate peste 2 ani, o parte dintre voi vor decide să urmeze și studiile doctorale. Dar vă așteptăm oricând pentru un sfat, pentru o povață, pentru, de ce nu, împărtăși momente de reușită din activitatea voastră viitoare. Vă doresc mult succes și vă așteptăm oricând cu drag la Academia de Muzică.